Japonia și Corea de Sud au hotărât să răspundă pe măsură Coreei de Nord cu patru rachete în largul coastei de est a peninsulei coreene. Toate acestea se întâmplă după ce Fenianul a lansat fără niciun fel de avertisment o rachetă balistică deasupra Japoniei. Lansarea de miercuri dimineață sub formă de exercițiu militar a inclus patru rachete ATACMS, cunoscute și sub numele de sisteme de rachete tactice. Acest tip de arme sunt rachete Sol-Sol și au capacitate de zbor de aproximativ 320 de kilometri. Răspunsul Statelor Unite și al Coreei de Sud este unul așteptat, mai ales că de obicei cele două state recurg la asemenea exerciții atunci când Fenianul face amenințări cu armament. La scurt timp după ce racheta Coreei de Nord a traversat spațiul aerian al Japoniei, a fost demarat un prim exercițiu militar care a implicat un avion de vânătoare sud-corean F-15K. Acesta a tras două rachete aer sol asupra unei ținte virtuale într-un poligon de dragere aflat la vest de peninsula coreană. Nu e prima dată când facem acest lucru ca răspuns la provocările Nordului pentru a ne asigura că ne putem demonstra propriile capacități. Vrem să vedem denuclearizarea peninsulei coreene, a transmis John Kirby, coordonatorul pentru comunicare strategic al Consiliului de Securitate Națională de la Casa Albă.